Și dacă mielul de jertfă nu-i găsit în casa ta, în viața ta, la locul de cinste, degeaba n-ai cum să scapi. Totul este al lui Dumnezeu, toată valuta lumii, toate bogățiile, toate resursele naturale, Dumnezeu le-a creat. Dar pentru mântuirea mea și a ta nu s-a dat nici argint, nici aur, nici bani. Sânge sfânt a fost curs, dragii mei. Dar pentru toți muri Hristos. Și eu mă întreb, chiar pentru toți? O muri și pentru ăla care nu vreau să-l văd? O muri și pentru ăla care mă supără? O muri și pentru ăla de pe stradă? Pentru toți muri același unul, Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele. Preamărit să fie Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru care a plătit jertfa pentru noi și iată astfel prin El suntem mântuiți, mărit să-i fie numele. Dragii mei, spunea înțeleptul Solomon că ce a fost va mai fi și ce este a mai fost. De multe ori avem impresia că lumea în care noi trăim, contextul cultural în care noi trăim, este așa de depravat, așa de rău, așa fără de precedent, încât de când e lumea, niciodată n-a mai fost ce este acum. Și cu toate acestea, dragii mei, vreau să vă spun că din ziua de când a intrat păcatul în lume, de la Adam încoace, aceleași momente, aceleași episoade, același ciclu s-a tot repetat. Lumea cufundată în cel rău, urăște pe Dumnezeu, sfidează pe Dumnezeu, se împotrivește lui Dumnezeu și luptă împotriva celor care iubesc pe Domnul. Aceasta a fost și este de când a fost lumea. Și va mai continua până se va reîntoarce Domnul Iisus Hristos. Împotriva unei astfel de lumi haine, Dumnezeu are o mânie care e gata să fie descoperită. Și Dumnezeu, afiind aprins în mânia Lui împotriva oricărei necinstiri a Lui Dumnezeu, este gata să ne norocească întreg pământul, răsplătind celor răi pentru toate păcatele lor. În contextul acesta, Dumnezeu, în schimb, nu s-a lăsat fără mărturie. Și a lăsat Dumnezeu, de-a lungul istoriei, mărturie în mijlocul pământului. A fost odinioară poporul Israel, care a fost o mărturie pentru popoare că este un Dumnezeu viu care lucrează. A îngăduit Dumnezeu să apară biserica și de 2000 de ani biserica este chemată să fie mărturia lui Dumnezeu printre popoare, ducând Evanghelia până la marginile pământului, chemând pe oameni să se întoarcă înapoi la Dumnezeu ca să nu cadă în ziua judecății, ci să primească izbăvirea prin Domnul Iisus Hristos. Noi suntem chemați să evangelizăm. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă odinioară în Egipt, Dumnezeu a trecut prin țară și a venit nimicitorul și a nimicit ce îi stătea în cale și ce n-a fost găsit sub legământ, tot astfel se va reîntoarce Domnul și va trimite din nou nimicitorul să nimicească acest pământ. Se spune în cartea Apocalipsa, în capitolul 6, că sunt martirii, cei care au plătit cu sângele lor Evanghelia și care cred în mărturia lui Iisus Hristos, că sunt sub altar și așteaptă o zi de răzbunare. În Apocalipsa 6, cu versetul 9, când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Se cere răzbunare, deoarece mărturia curată, Evanghelia, a fost încălcată, deoarece oamenii sfidează pe Dumnezeu, deoarece oamenii își bat joc de Dumnezeu și mărturia bisericii a fost negată, alungată și mulți au plătit cu sângele lor pentru mărturia în Hristos. Se cere răzbunare. Se așteaptă o nouă zi când se va întoarce nimicitorul ca prin Egipt și încă o dată va aduce răzbunarea lui Dumnezeu.
se așteaptă o astfel de zi, dragii mei. Omul lui Dumnezeu Pavel spunea în 1 Tesaloniceni, noi care acum suntem întristați de ceea ce se întâmplă, noi care suntem alungați, care suferim, avem o nădejde vie, spunând astfel în versetul 6 din 2 Tesaloniceni 1, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Este o nouă zi de răzbunare. Se așteaptă o zi când Dumnezeu se va întoarce și va pedepsi pământul pentru toate păcatele săvârșite. Și oamenii sfidează pe Dumnezeu. Recent în America a fost o conferință a sataniștilor și strigau oamenii din sală aclame și laude lui Satan. Apoi o femeie foarte supărată a luat o Biblie și a început să o ruptă filă cu filă spunând, noi biruim pe Dumnezeu. Dragii mei, asta este lumea în care noi trăim. Mișcările progresive, homosexuale și multe altele își cer drepturile și sfidează pe Dumnezeu în față, mergând până acolo încât blasfemind pe Dumnezeu să spune injurii despre Cel care a mântuit omenirea. Și oamenii luptă împotriva lui Dumnezeu. Undeva în anul 1800 și ceva, scriitorul german Nietzsche a spus, l-am omorât pe Dumnezeu. Noi l-am omorât, nu mai se reîntoarce, sângele lui Dumnezeu stă în mâinile noastre. Observați nebunia la care se duce omul care reneagă pe Dumnezeu în conștiința lui. Și aceasta este lumea în care noi trăim. Și Dumnezeu care stă pe tron, în milă și în îndurare, încă așteaptă oamenii să se pocăiască. Dar este o zi, dragii mei, când se întoarce Dumnezeu, când vine răzbunarea și încă o dată va mai trece nimicitorul prin țară. Și cei care nu sunt găsiți sub pecetea legământului nu vor putea să rămână în picioare. Pentru ce v-am spus acestea toate? În dimineața aceasta suntem la masa Domnului. Vrem să sărbătorim cina Domnului, amintindu-ne de Domnul Iisus Hristos, care a plătit cu sânge sfânt spălarea noastră, care în sângele Său ne-a spălat cugetele noastre, ne-a înnoit și ne-a dus la o viață nouă și prin trupul Său glorificat ne dă tiparul unei vieți noi trăite în Hristos. Este mântuirea dată prin Domnul. Și în fiecare lună reamintim această lucrare măreață. Dar toate aceste lucrări înainte mergătoare ale legii mozaice au fost umbre ale lucrurilor viitoare și prevesteau ce avea să vină. Și dacă odinioară în Egipt s-a stabilit atunci Paștele Domnului și Israelul în Gosen l-a sărbătorit, el prevestea că avea să vină o zi nouă, când încă o dată se va întoarce nimicitorul, când va trece Dumnezeu cu mânia sa și va pedepsi cu desăvârșire orice abatere și încălcare de lege. Și doar cei care rămân sub pecetea legământului pot să rămână în picioare. În această dimineață, dragii mei, aș vrea să reactualizăm în mintea noastră ce vrea Dumnezeu de la noi. Am venit la cina Domnului. Lună de lună vorbim despre elementele cinei, despre pâinea și rodul viței, despre aceste lucruri prin care noi ne amintim de jertfa Domnului Hristos. Dar în această dimineață aș vrea să privim atent la ce ar trebui să fie în viața noastră activ, ca noi cu adevărat să putem rămâne în picioare în ziua când se va întoarce înapoi nimicitorul. Am intitulat mesajul Cum să scapi de nimicitorul? Cum să scap de nimicitorul? Va mai trimite Dumnezeu încă o dată, dragii mei, nimicitorul și doar cei care se aliniază vor rămâne în picioare. Spunea în versetul 23, când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorul să intre în casele voastre ca să vă lovească. Se întoarce nimicitorul, dragii mei. Se va reîntoarce Dumnezeu să pedepsească lumea aceasta și se pune o întrebare. Cine poate să rămână în picioare? Am observat dintre trei lucruri care vor trebui să fie găsite în viața noastră ca să nu fim loviți de nimicitorul și mai mult ca să putem ajunge în împărăția slăvită unde vom sta încă o dată la masa Domnului, dar acolo El însuși ne va servi, El va fi cu noi și vom fi împărtășia lui Dumnezeu. Ce să faci ca să nu te lovească
nimicitorul. În primul rând, dragii mei, ne spune Sfânta Scriptură că va trebui să aducem în casă mielul de jertfă. Ne spune în versetul 3, spuneți întregii adunarea lui Israel și spuneți, vorbiți întregii adunarea lui Israel și spuneți-i, în ziua 10 acestea luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțin în casă, pentru un miel să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor și să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusuri, de parte bărbătească, de un an veți putea lua un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe. Mielul acesta trebuia luat de familie și dus în casă. Și trebuia împreună cu familia să stea cele 4 zile, din ziua 10-a până în ziua 14-a. În timpul acesta familia se acomoda împreună cu mielul, copiii se jucau împreună cu el. Ca mai apoi, după aceea legătură care s-a creat, mielul acesta să fie sacrificat, să fie omorât pentru salvarea familiei. Dragii mei, dacă vrei să scapi când se va reîntoarce nimicitorul, va trebui să fii găsit în casă cu mielul de jertfă. Iisus Hristos a fost trimit ca și mielul lui Dumnezeu. Spunea Ioan Botezătorul văzându-l când s-a apropiat de el la Iordan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și l-a trimis Dumnezeu, dragii mei, pe Domnul Iisus Hristos. Putea să vină în glorie și în slavă, să descindă pe pământ împreună cu îngerii slăviți și împreună cu o armată celestă, să intre în luptă cu lumea aceasta și să nimicească pământul. Dar l-a trimis Dumnezeu ca mielul care ridică păcatul lumii și noi spunem preamărit să-i fie numele. A venit Iisus Hristos în lumea noastră, nu să fie slujit, măcar că era împărat, nu să primească laude, măcar că era Dumnezeul slavei, nu să îi se slujească, măcar că merita toată onoarea. A venit Iisus Hristos să ridice păcatul lumii. Ăsta era mielul lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Și vrea Dumnezeu ca mielul acesta să fie găsit în casa ta și în casa mea. N-a murit Iisus Hristos, dragii mei, ca să-L pictăm în icoane, să-L punem pe o cruce și să-L ținem acolo pe zid. A murit Iisus Hristos pentru noi, ca să vină să fie împreună cu noi. Mielul lui Dumnezeu vrea să fie în casa noastră și o zic noi să-L avem împreună cu noi, dragii mei. Spunea Domnul Hristos în cartea Ioan, în capitolul 14, cu versetul 23, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Observați, dorința lui îi să părtășească împreună cu noi, îi să fie cu noi în părtășie, să fie în casele noastre prezent, ca în părtășia aceasta, mielul lui Dumnezeu să ne apere de nimicitorul. Se întoarce încă o dată o zi a mâniei lui Dumnezeu. Se întoarce o zi când Dumnezeu va pedepsi lumea aceasta pentru toate păcatele ei. Și dacă nu ești găsit cu mielul lui Dumnezeu în casă, nu ai cum să scapi, iubitul meu ascultător. Dar ca să fie mielul în casa ta, spunea Domnul, va trebui să asculți de cuvântul lui. Și aici apare dorința Domnului ca noi să ne conformăm standardului Dumnezeu de trăire. Observați că noi am luat un verset din Sfânta Scriptură, l-am răsălmăcit, l-am pus în picturi și în desene frumoase și am spus astfel, Domnul Iisus Hristos stă la ușa inimii noastre, bate și ar vrea să intre în inima noastră să fie împărtășie împreună cu noi. De fapt, textul de unde este acest verset, dragii mei, Apocalipsa, capitolul 3, este un text care vizează o biserică. O biserică care se vede atot suficientă, în care nu mai încape nimic. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, am tot ce vreau și n-am nevoie de absolut nimeni. Și Domnul îi spune, nu știi că ești ticălos, bolnav, sărac, lipsit și gol. Și ești și orb pe deasupra. La care Domnul atunci spune, iată că eu stau la ușă și bat. Ar vrea Dumnezeu să intre în părtășie și a bisericii, să fie Domnul Hristos în părtășia unei adunări și în contextul acelei părtășii să ne vindece Dumnezeu, dragii mei.
că de-a lungul timpului am ajuns și noi cu ochii bolnavi. Privim la Dumnezeu după o miopie a noastră în care îl vedem pe Dumnezeu după standardul nostru și am preferat ca Dumnezeu să încadreze și mofturile noastre în planul mântuirii. Îi drept Dumnezeu, îi bun Dumnezeu, dar Dumnezeu trebuie să mă primească așa cum sunt, că eu sunt mai slab, că sunt mai așa cum sunt și Dumnezeu n-are numai decât să mă ia în rai cu mofturile mele. Dacă vrem să fie mielul în casa noastră, avem nevoie de alifie să vindece ochii noștri, avem nevoie de hainele mântuirii care să ne îmbrace goliciunea, avem nevoie să fim spălați de el. Doamne, ajută la aceasta! Dacă vrei să scapi de nimicitorul, va trebui să fie găsit mielul lui Dumnezeu în casa ta. Și mielul nu vine decât dacă îi dai loc să fie în casa ta. Gândiți-vă la un argument practic. Dacă aduci un miel în casă și îi dai drumul, unde merge? Unde vrea, că e un miel. Se plimbă din coace încolo, intră din fiecare cameră, te urmărește pe unde ești, așa faci un miel. Gândiți-vă, dragii mei, că atunci când vine Hristos în inima noastră, în casa noastră, în viața noastră, El vrea să aibă acces nelimitat la viața noastră. Și dacă nu-i dai acces nelimitat, El nu se bate pentru o pătrițică mică de pământ. El te lasă. Ori îi dai inima, ori nu-i dai inima. Diavolul se mulțumește cu 1%. Diavolul se mulțumește cu un colț, o pătrățică. Dumnezeu îți vrea întreaga ta inimă ca să te sfințească. Era aceea fabulă inventată, și-a mai spus în adunare, dar e foarte pragmatică, spunând că într-o zi a venit Domnul să locuiască în casa unui om, un om foarte bogat cu o casă foarte mare. Și el îi spune: Doamne, uite aici sus este o cameră de oaspeți, este camera ta, poți să vii să locuiești aici, ai camera ta. Și venea omul și părtășea împreună cu Domnul și vorbea împreună cu el. Și într-o zi bate cineva la ușă și deschizându-și a spune fabula că era Satana. Și l-a bătut foarte zdravă, omul a zbierat, a țipat, dar Domnul n-a venit. După care merge la Domnul supra, spune: Doamne, dar te-am strigat, te-am chemat, de ce n-ai venit să mă ajuți? La care Domnul spune: asta e camera mea, tu mi-ai dat aici camera, ăsta e locul meu. La care omul spune: Doamne, tot nivelul acesta de sus e tot al tău, plimbă-te unde vrei, dar asta e tot nivelul tău. Și părtășește cu Domnul împreună și stă în părtășie și în bucurie. Și într-o zi iară vine diavolul și iară trage o bătaie bună. Și omul zbiară și țipă și merge iară supărat la Domnul: Doamne, te-am strigat, de ce n-ai venit? Ai spus că ăsta e nivelul meu, aici am stat, aici am fost. Atunci omul a înțeles și a spus: Doamne, vezi toată casa asta, toată casa asta e a ta, de sus până jos, oricare unghier, tot e a tău, Doamne. Și într-o zi iar apare diavolul și omul speriat, cum să fac acum? Și Domnul îi spune: stai liniștit, deschide Domnul ușa să sperie diavolul, aici n-ai ce căuta. Și fuge diavolul speriat. E o fabulă, dragii mei, dar e foarte pragmatică. Fiule, dă-mi inima ta, spunea Sfânta Scriptură. Dumnezeu vrea viața noastră întreagă, dragii mei, și în viața unui mântuit nu mai rămâne loc și de o țigară din când în când, și de un pahar din când în când, și de o glumă proastă, și de imoralitate, și de jocuri murdare. Nu mai rămâne loc, că Dumnezeu ne sfințește pe deplin, mărit să-i fie numele, și Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru să fie păzite întregi la arătarea Domnului Hristos. Doamne, ajută la aceasta! Într-o zi se întoarce Domnul să facă judecată lumea acesteia, să nimicească pământul, și dacă mielul de jertfă nu-i găsit în casa ta, în viața ta, la locul de cinste, degeaba n-ai cum să scapi. O, Doamne, ajută-ne să lăsăm pe Domnul să coordoneze viața noastră. Pe mare, când era o furtună năstrașnică deodată, mulți se temeau, dar într-o barcă dormea Iisus Hristos și ne spune că dormea la cârmă, pe căpătâi. Știți că pe mare erau mai multe bărci atunci? Ne spune în text că erau mai multe corăbii, dar numai într-una era Domnul Hristos. Și contează unde doarme Domnul. Dacă Domnul îți stă la cârmă pe căpătâi, îți va direcționa viața prin valurile vieții, prin greutăți care vor veni, prin lupte care apar, că El e marele stăpân, mărit să-i fie numele. N-ai vrea în ziua de azi să lași pe mielul lui Dumnezeu să fie în casa ta, în viața ta? Să nu-l scoți afară când vrei să te uiți la filme, să nu-l scoți afară când vrei să bârfești pe frați, să nu-l scoți afară când vrei să-ți faci lucrurile tale. Să lași să fie stăpân în casa ta, că într-o zi se întoarce nimicitorul și va lovi non-discriminatoriu, va lovi într-o parte și într-alta pe toți care au păcătuit. Și cine are pe mielul în viața lui primește viața veșnică, mărit să-i fie numele Domnului. Cine are pe Fiul,
are viața. Și cine n-are pe Fiul, n-are viața. Ca să poți scăpa de nimicitorul, în primul rând, dragul meu ascultător, ai nevoie de mielul lui Dumnezeu să fie în casa ta. În al doilea rând, ca să scapi de nimicitorul, va trebui ca sângele vărsat să fie pus pe ușorii ușii casei tale. Ne spune versetul 7, să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Mai apoi în 23, când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușa și nu va îngădui nimicitorului să vă intre în casele voastre ca să vă lovească. Sângele va trebui să fie pus pe ușorii ușii. Dragul meu, pe inima ta va trebui să fie imprimată lucrarea mântuirii lui Dumnezeu și va trebui să conștientizezi ce-a însemnat mântuirea care s-a adus pentru tine. Ne spune 1 Petru, în capitolul 1, Apostolul Petru explicându-ne, de fapt, ce s-a întâmplat în momentul când Dumnezeu a vrut să ne mântuie. În versetul, hai să luăm de la 15, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, dragii mei. A Domnului este tot pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc. Dacă vroia Dumnezeu să ne cumpere pe bani, totul este al lui Dumnezeu, toată valuta lumii, toate bogățiile, toate resursele naturale, Dumnezeu le-a creat, toate erau ale lui. Dar pentru mântuirea mea și a ta, nu s-a dat nici argint, nici aur, nici bani, sânge sfânt a fost curs, dragii mei. Și Iisus Hristos a plătit cu sângele său. Să nu călcăm în picioare sângele mântuirii. Să nu ne batem joc de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Să conștientizăm prețul care l-a plătit Dumnezeu pentru mântuirea mea și a ta. Priviți lumea care o trăim, dragii mei. Priviți o lume haină, căzută în păcat, decăzută. Oameni care omoară, care violează, care fac păcate. Gândiți-vă la un criminal în serie care stă în fața unui judecător, care este gata să-și primească sentința de moarte pentru păcatele săvârșite, odioase și urâte, lucruri care ne și scârbă și rușine să vorbim de ele. Eu vă întreb, care din dumneavoastră v-ați luat copilul care l-ați crescut cu atâta dragoste, cu atâta iubire, pentru care v-ați jertfit noapte de noapte? Care v-ați luat copilul să-l dați să moară în locul unui astfel de criminal? Am spune toți că e nedrept, e inuman, nu se poate, nu merită un astfel de om. Dar Dumnezeu își arată dragostea că pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Mărit să-i fie numele Domnului. N-aveam ce să-i arătăm, n-aveam fapte bune, nu era speranță de viitor, dar Dumnezeu a pus în noi mântuirea, prin sângele Domnului Hristos ne-a spălat și asta ne scapă de mânia viitoare. Mărit să fie Domnul, nu faptele mele, nu mintea mea luminată, ci sângele pus pe ușorii inimii, asta mă scapă de nimicitorul, asta a făcut Dumnezeu pentru noi, mărit să fie numele Său. Dar știți că mai este o taină în lucrarea aceasta? Pentru că ne spune în versetul 4, dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor care sunt, să faci socoteala cât poate mânca fiecare din acest miel. Observați, dacă este nevoie să vină mai mulți împreună, ia-l cu cel mai de aproape vecin, nu care e aproape inimii tale, care e aproape geografic de tine. Și s-ar putea că nu-ți place de vecinul ăla. Vecinul ăla ți-a împrumutat sapa odată și nu ți-a mai dus-o înapoi. Și acum e supărat pe el, de atunci nu mai poți să-l vezi. Vecinul ăla l-a auzit că te-o bârfi cu celălalt vecin. Și acum tu ești obligat împreună cu vecinul ăla să vină aceeași casă, să stai sub semnul aceluia sânge, ca amândoi să scăpați de mânia viitoare. Dragii mei, știți ce înseamnă asta?
Că atunci când venim la cina Domnului, Dumnezeu vrea să vadă cum stă relația între noi ca și biserică, între mine și dumneavoastră, între fiecare dintre noi, ca oameni ai lui Dumnezeu, a plătit acela sânge sfânt și pentru mine și pentru tine. Pe ce bază ne putem noi desconsidera și judeca între noi? De mai multă vreme îmi apasă în inimă gândul acesta și Dumnezeu îmi pune pe inimă, e nevoie de o mai mare apropiere și o mai mare unitate la nivel de biserică. Nu de pe buze, că ne-e ușor să cântăm despre Domnul, ne-e ușor să ne facem cu mâna la distanță, să stăm împreună, dragii mei, să părtășim, să ne rugăm unii pentru alții, să simțim că suntem frați în Domnul Iisus Hristos, că pe ușorii ușii noastre stă sângele unui singur miel al lui Dumnezeu și o singură mântuire ni se da tuturora împreună. De ce ne desconsiderăm între noi? Era frumoasă poezia Ștergaru. De ce ni-e greu să ne spălăm picioarele unii altora? De ce fugim acasă rapid să intrăm în mașină să nu ne prindă frații? De ce ni-e greu să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, arătând că îi valorăm pe frați și iubim pe frați? Dragii mei, se întoarce nimicitorul într-o zi și Dumnezeu va trimite să nimicească tot ce-i stă în cale. Dacă sângele nu stă pe ușorii ușii și în acest context al sângelui suntem într-o relație bună cu Domnul și cu semenii noștri, nu putem să avem parte de mântuire. De aceea spunea Domnul Hristos arătând o pildă. Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Asta nu e o ilustrație, dragii mei. Asta trebuie să o faci, că îți place sau nu-ți place. Asta înseamnă să te umilești și nu să-l iei pe prietenul tău cel mai bun, care el a fost la Starbucks de vorbă. Să iei pe fratele care ție nu ți-e ușor să-l vezi. Să iei pe sora care pe tine te-a supărat odată și să mergi și cu umilință în fața lui Dumnezeu, care l-a umilit pe Hristos ca să te mântuie pe tine, să te pleci și tu până la pământ să spui, dă-mi voie să spăl picioarele. Asta înseamnă dragoste de frați. Doamne, ajută-ne să o avem din toată inima. Că dacă sângele nu-i găsi pe ușorii ușii tale și vine nimicitorul, nu poți să fii salvat. Până dimineață vor trebui să stea în casă sub semnul ușii. Gândiți-vă, dragii mei, ce ar însemna într-un mod practic aceasta. Dacă am fi toți închiși în această biserică și nu mai avem voie să plecăm de aici, să ni se dea mâncare cât e nevoie și nu mai putem pleca până vine Domnul. Oare ce s-ar întâmpla între noi? Apoi ori ne-am iubit din toată inima, ori ne-am pocăit din toată inima. Că atunci n-am avea de ales. Asta înseamnă să rămâi sub semnul acelui sânge. Că același miel plătea pentru amândouă case, amândouă familii care veneau împreună sub același semn. Asta înseamnă unitate între frați. Doamne, ajută la aceasta! Problema fundamentală care Pavel o tratează în 1 Corinteni 11 la cina Domnului nu este că oamenii au făcut fel de fel de lucruri, că noi ne gândim numai la păcatele personale, să se cerceteze pe fiecare pe sine însuși cu ce păcat i-au făcut. Este și aceea, dar problema fundamentală era râca și supărarea între frați. Voi nu puteți să luați cina Domnului când vă mâncați între voi, când vă desconsiderați între voi, când vă bârfiți între voi, când sunteți răi între voi. Asta spunea Apostolul Pavel. Oameni buni, cercetați-vă că un singur Hristos a murit pentru noi toți. Și cântăm așa de poetic, dar pentru toți muri Hristos. Și eu mă întreb, chiar pentru toți? O muri și pentru ăla care nu vreau să-l văd? O muri și pentru ăla care mă supără? O muri și pentru ăla de pe stradă? Pentru toți muri același unul Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele. Și sângele lui, dragii mei, ne unește, ne adună, ne leagă, ne face o familie unită. Doamne, fă biserica din Kitchener să fie o familie unită. Și când se va întoarce nimicitorul, dacă vrei să scapi de pediapsa care vine, dragii mei, va trebui să fim găsiți gata de plecare la Domnul. Ne spune versetul 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. De fapt, Paște, cuvântul Paște, știți ce înseamnă? Din cuvântul ebraic original, Pașah înseamnă a trece peste, a călca peste. De fapt, toată simbolistica acestei lucrări era că Dumnezeu avea să vină în judecată și va călca peste casele evreilor. Și trecea peste casă, peste casă, aici era un egiptean fără sânge, îl omora. Trecea iară peste casă, iară peste o casă și iar omora. Asta făcea Dumnezeu în momentul acela. Asta însemna Paștele. Se întoarce Domnul Hristos, dragii mei, și vine să nimicească pe cei ce au fost împotrivitori. Și dacă nu se vede că ești pregătit de plecare,
nu poți să intri în salvarea care Dumnezeu o pregătește. Știți că Dumnezeu pe noi nu ne-a rânduit la mânie, ci ne-a rânduit la mântuire? Ne spune 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, Apostolul Pavel, atât de minunat, în versetul 8, dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci să, ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Adică, indiferent din care stare suntem, că am adormit cu El sau încă suntem în viață, noi trebuie să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Iubiți oameni al lui Dumnezeu, care ați ajuns în Kitchener, care sunteți bine dotați financiar, care aveți case frumoase, care ați prosperat în tot ce v-a dat Dumnezeu, eu vreau să vă întreb o întrebare în ziua de azi. Mai așteptați revenirea Domnului Iisus Hristos? Vă mai bate în inimă dorul după raiul lui Dumnezeu? Sau am rămas așa de lipiți de castraveții canadei acesteia, încât am vrea să plecăm la Domnul, dar până vine Domnul să ne simțim bine și aici? Nu-i rău că ne simțim bine, nu-i un păcat că ne-a dat Dumnezeu har, e un păcat că nu ne mai este dor de raiul lui Dumnezeu, dragii mei. Și am gândit că aici e împărăția. Și vreau să vă spun, dacă nu ești cu inima legată de cer, când se va întoarce Domnul, n-ai cum să pleci acolo unde nu vrei să ajungi. Dacă vrei să scapi de nimicitorul, va trebui să fii gata de plecare în orice moment. În momentul când Dumnezeu va începe să-și răsfrângă mânia peste acest pământ, ultimele capitole din Apocalipsa, când va turna foc și pucioasă din cer și va nimici Dumnezeu totul, știți ce se va întâmpla în cer la Dumnezeu? Va fi nunta mielului. Acolo va fi o bucurie de nescris. Va fi biserica răpită la Dumnezeu. Și de acolo, din părtășia minunată, când jos arde tot, acolo noi împreună cu Domnul vom fi în bucurie. Vă mai este dor de aceea zi măreață, dragii mei? Privesc la o milă și la o mireasă. Fac acum consilier premarital cu fiecare cuplu și tot repet aceleași discuții împreună cu ei. Și mă uit câte dorințe au să ajungă ziua căsătoriei. Cât de bucuros sunt împreună, cât de nerăbdător sunt să vină ziua când să fie căsătoria. Și pe drept că-i dragoste acolo. Dar nouă ne mai este drag de Domnul Iisus Hristos? De dragul nostru a lăsat cerul, dragii mei. A lăsat slava și gloria, îi cântau heruvimii, sfânt, 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 sfânt este Domnul, îi se închinau făpturile vii, îi se închinau bătrânii, era o prezență de nedescris, dragii mei, acolo era Domnul Hristos și a fost în stare să dezbrace haina de glorie, să se coboare aici pe pământ, să se umilease ca oile să-L calce în picioare, ca nouă să ne dea mântuirea. Ne mai este dor de Domnul Iisus Hristos, ne mai este dor de Cel ce ne-a mântuit. Iubită Biserică Pentecostală din Kitchener, dacă nu ți-e dor de Domnul, nu te aștepta la răpire. În ziua de azi ne cheamă Domnul să ne întoarcem cu fața către El. Vine nimicitorul, dragii mei, va nimici pământul și cei care așteaptă venirea Domnului vor scăpa ca un porumbel pe porumbarul lui, mergând la Domnul. Doamne, adu ziua aceea cât mai curând. Vă mai este dor de cer? Ne rugăm pentru atâtea lucruri, dragii mei. O listă de cauze kilometrică. Să ne vindece Domnul, să ne dea Domnul, să ne dea Dumnezeu bani, să ne dea casă, să ne ducă în America. Atâta chestii punem înainte lui Dumnezeu, dragii mei. Dar în rugăciunea Tatăl nostru, primele fraze, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Cine se mai roagă pentru împărăția lui Dumnezeu? Cine mai dorește să vină împărăția lui Dumnezeu, dragii mei? Apostolul Petru, simțind această doleanță, dorință, spunea cu atâta patos și durere că Dumnezeu nu întârzie, are o îndelungă răbdare să ne pocăim. Dar în 2 Petru 3, 11 ne spunea, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de mare căldură, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Deci, de aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Probabil că ne frică să spunem vino, Doamne Iisuse, pentru că încă nu suntem pregătiți. Și poate ne frică să enunțăm în biserică, Doamne vino cât mai curând, pentru că încă avem contul nerezolvat.
O întrebare pertinentă care trebuie să ne se aplice fiecăruia dintre noi. Dacă în noaptea aceasta ți s-ar cere înapoi sufletul, ești gata să mergi la Domnul? Dacă în noaptea aceasta te vei culca în patul tău și nu vei mai deschide ochii și vei deschide în eternitate, în care loc te vei afla? Păi Domnul ne iubește pe toți, da, da. Dar tu, care îți evaluezi viața personal, care simți ticăloșia luptelor pătrunse în inima ta, te întreb, ești gata să te întâlnești cu Domnul Hristos? Nimeni nu poate prin sine putere să fie pregătit. Singurul care ne sfințește este Domnul Hristos, dragii mei. Dar atitudinea cu care stăm înaintea lui Dumnezeu, aceea contează. Știți că la masa Domnului asta contează? În chip nevrednic nu înseamnă să fii nevrednic, că toți suntem nevrednici. Singurul care nevrednicește e Domnul Iisus Hristos. Dar atitudinea cu care venim la masa Domnului determină dacă intrăm în binecuvântare sau cădem sub blestem. Dumnezeu vrea o atitudine în care îl așteptăm pe Domnul. Cine are nădejde aceasta se curăță după cum el însuși este curat. Iubiți oameni al lui Dumnezeu, cum stăm la capitolul curăție? Mai este lucruri de îndreptat în viața noastră? Mai avem ceva de pus în ordine? Mai avem frați pe care încă ne-am supărat și încă ne-am cerut iertare? Îmi doresc în dimineața aceasta Dumnezeu să sfințească întreg poporul. Dumnezeu să ne spele în sângele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să elibereze cugetele noastre, faptele moarte. Dumnezeu să ne poziționeze pe traiectoria către cer. Și de azi înainte, până va veni Domnul, că e la noapte, că e mâine, că e anul viitor, să strigăm, vino Doamne Iisuse, dragii mei! Și atunci când se va întoarce nimicitorul, când va veni cu sabia scoasă să taie fără milă pe toți cei care l-au hulit pe Dumnezeu, cei care în casă au adus pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cei care au pus sângele pe ușorii ușii inimii lor și cei care stau gata pregătiți de întâlnirea cu El, vor fi o veșnicie împreună cu Domnul la masa binecuvântată a mielului lui Dumnezeu. Pentru ziua aceea zic, Doamne, vino cât mai curând. Amin.